antrenorul părinților. Cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi la Europa FM. Poveste cu poveste creștem următoarea generație de oameni buni la antrenorul părinților împreună cu Kinderfelie de lapte. Poveștile și cititul alături de copiii noștri sunt importante pentru dezvoltarea lor armonioasă. Bună dimineața Gaspar. Bună dimineața Mirela. Din nou la Europa FM, din hmm? nou alături de părinți. Astăzi vreau să abordăm un subiect care sigur, o să le placă celor care ne ascultă, cum reușim să le spunem părinților noștri atunci când ceva nu ne place din ceea ce fac și cum facem să acceptăm că nici copiilor noștri nu le place întotdeauna ceea ce facem noi. Țin minte că acum foarte mulți ani, Maia mi-a zis într-o zi, mama, te iubesc, dar nu te plac tot timpul. Mm -hmm am rămas blocată pentru că nu mă așteptam să aud asta vreodată. Acum, privind în urmă, realizez că dacă eu aș fi făcut asta la vârsta ei, cred că îmi dădea mama o palmă de-mi zburau dinții din gură. Eram cu daună totală pentru următoarea perioadă de timp. Eu astăzi, Mirela, mă aflu la mijloc între mama mea, care ar trebui să-i spun că nu-mi plac unele lucruri la ea, și copilul meu de la care ar trebui să accept să-mi spună asta. Asta e tema de astăzi. Importantă tema. Importantă și în același timp... Dificilă. Dificilă, da. Că e greu să pui limită pe subiectul ăsta. Exact. Cum facem atunci când cineva ne se uită în ochii noștri și acel cineva e copilul nostru și spune, nu-mi place ce faci, nu-mi place ce ai zis, Probabil că prima reacție e de frică, de anxietate, de furie, de frustrare, cum adică nu-i permit copilului meu să-mi vorbească în acest fel, nu e în regulă, vorba ta eu niciodată n-am îndrăznit să le spun părinților mei, profesorilor mei că un adult nu ar fi ok așa cum e. Însă inteligența relațională, știința relațiilor ne spune foarte clar că primul pas pentru a avea relații sănătoase e să facem diferența între persoană și comportament. Și poate că în momentul în care copilul îmi spune că nu-mi place ce faci, să-mi dau seama că de fapt se referă la comportamentele, la acțiunile mele, la gesturile mele, la atitudinea mea, nu neapărat la persoana mea. Nu pot să-mi schimb personalitatea foarte ușor, însă cu siguranță pot adapta comportamentele și e ok să nu-i placă copilului fiecare comportament, așa cum e în regulă ca mie ca adult să nu-mi placă toate acțiunile în care se implică copilul. Dar tendința mea este să o consider uh, aroganță, nesimțire mi-e foarte greu să înțeleg care are dreptul să facă asta. Mai, că... mai, de, mai degrabă uh, îl duc în acea categorie reacția copilului. Mm -hmm. Pentru că mintea umană are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă și în momentul în care în realitatea noastră faptică se petrece ceva, mintea interpretează. Și aceste interpretări le fac în funcție de experiențele mele din trecut. Dacă în copilărie adulții din jurul meu mi-au spus că nu ai voie să faci asta, mintea mea se obișnuiește cu asta. Și la vârsta adultă fie voi face același lucru, fie mă voi duce în cealaltă extremă. Deci cred că e important să fim un pic atenți și la felul în care interpretăm comportamentele copilului, da? Nu e confortabil atunci când vine și îți spune copilul că mama, ai greșit, nu-mi place felul în care mi-ai vorbit, nu e în regulă modul în care te-ai purtat, pentru că e o experiență dificilă, e o experiență care îmi stoarce emoțiile negative, complicate cu care nu vreau să am de-a face, însă este parte din realitate. Noi oamenii putem face față lucrurilor grele cu o singură Condiție, să ne dăm voie să ne întâlnim și cu momentele dificile. Și momentul în care prima poveste pe care o construiește mintea mea e aceea că acest copil este indisciplinat, e rău intenționat, nu mă iubește, aceasta este o primă poveste eronată și greșită. Și este nevoie să depun un efort pentru a scrie o a doua poveste repede și să mă întreb oare de ce face copilul meu ceea ce face în acest moment, ce se află în spatele acestui comportament, pentru că fiecare comportament are un sens, iar sensul. Sensul nu este acela de a mă răni pe mine. Sunt de acord cu tine. În același timp, eu îmi doresc să mă placă tot timpul. Știi? Mm -hmm. Îmi doresc să mă mm -hmm. placă tot timpul și uh, vreau să fac asta. E important pentru mine mm -hmm. să mă placă. Dar e important și să-mi păstrez direcția pe care am mm -hmm. început să uh, merg atunci când am devenit părinte. Mi-am construit un drum, am ales, exact. ca părinți noi alegem pe ce drum ne creștem Conștient copilul. Conștient sau inconștient? Exact. Ei, cum fac eu să rămân pe mm -hmm. drumul meu, mm -hmm. dar în același timp să am și sentimentul că mă place copilul? Cred că prima întrebare pe care merită să ne adresăm e de ce am nevoie să mă placă tot timpul? De unde vine această nevoie? De unde această dorință? Și s-ar putea să fie nevoia copilului meu invizibil, a copilului meu interior. Iar îmi dai mie de lucru. Exact. A unui copilaș care a crescut într-o familie în care probabil că nu s-a simțit foarte important, valoros pentru părinții săi și această nevoie nu dispare. Chiar dacă eu înaintez în vârstă, mă dezvolt din punct de vedere biologic, din punct de vedere emoțional și psihologic e nevoie acolo și inconștient, Mirela, voi căuta să o satisfac în relațiile importante pentru mine relația cu copilul, relația de cuplu și așa mai departe. Atunci când, când îmi dau seama de unde vine această nevoie, pot să fac și schimbarea necesară pentru a realiza că nu e fair, nu e ok, nu e sănătos, nu este în regulă să am niște așteptări din partea copilului pe care părinții și îngrijitorii mei nu le-au îndeplinit în copilărie. Mai mult decât atât, s-ar putea să mi se ofere posibilitatea de a mă întreba oare eu pe mine cât de tare mă plac. Oare eu sunt ok cu toate părțile mele, cu toate comportamentele mele, cu gesturile mele sau încerc să mă folosesc inconștient iar de copil pentru a ascunde o relație nu tocmai sănătoasă pe care o am cu propria persoană. Și atunci putem face mult mai ușor uh, uh, alegerea de a accepta că nu ne place și când luăm decizii Sigur, sigur, e ok ca al nostru copilaj să se revolte atunci când venim cu noi reguli și restricții în familie. E ok să fie supărat atunci când e deranjat de o limită. E ok să fie furios atunci când îi spunem nu, nu se poate. Toate acestea fac parte din viață și nu ar trebui să minimalizăm astfel de experiențe. Din contră, cred că un copilaj care în familie are posibilitatea de a se întâlni cu aceste emoții și mai mult decât atât, părinții îl ajută să-și gestioneze emoția fără să o înghită fără să bage mâncare în gură, fără să se uite doar la televizor pentru a fugi de propria persoană. Atunci când părintele spune, e această regulă, poți să înțeleg, Mirela, că ești foarte supărată. E în regulă să fii foarte furioasă acum pe mine. Nu e în regulă să mă lovești, nu e în regulă să trântești, nu este în regulă să spargi, însă tot ceea ce simți este perfect în regulă și sunt de acord cu tine. Are sens trăirea ta. Dar cum fac să nu confundă deciziile mele cu persoana mea? Pentru că ea nu-mi spune nu-mi place de tine că nu te ai îmbrăcat, nu știu cum. Nu-mi place de tine că nu vorbești calm. Nu-mi place de tine. Nu-mi place de tine că nu mă lași la televizor. Mm -hmm. Nu-mi place de tine că nu mai lăsa să mă duc la petrecerea aceea. Și copilul se referă la o limită pe care eu am stabilit-o. Și okay. în mintea mea redefinesc lucrurile. Mm. Copilul îmi spune nu-mi place de tine. însă el se referă la o acțiune și un gest al meu și este foarte important să nu uit asta. Nu uita asta, dar cum îl fac pe el să înțeleagă că lui îi place de mine în continuare? Nu îi place decizia pe care am luat-o? Uh -huh. Nu cred că e de datoria copilului asta. Nu e nevoie să-l fac pe copil să înțeleagă asta. Pentru că copiii, mai ales dacă sunt uh, micuți, preșcolari, școlari mici, mire și iubesc atât de mult părinții. Și atunci când părintele recunoaște că a dat-o bară. Copilul de fiecare dată sau de cele mai multe ori vine și spune: Știi ce, mama? Știi ce, tata? Nici nu a fost o prostie atât de mare. Hai că nu m-am supărat atât de tare. Nu m-a durut atât de tare. Însă pentru asta e nevoie ca și părintele să-și asume. Dacă părintele are această tendință de perfecționism și de a spune că eu de fiecare dată am făcut lucrurile bine, totul e în interesul tău, nu ar trebui să fi supărat, nu este în regulă ce simți acum, copilul se simte respins de către părinte. Însă dacă părintele spune: Da, e ok, pot să înțeleg în locul tău și eu aș avea exact aceleași emoții probabil că aș fi la fel de furios și de frustrat pe cât ești tu acum, însă e în regulă. Nu e nicio problemă cu asta, eu în continuare te iubesc. Nu avem nevoie ca părinte, copilul să valideze părintele. Este foarte important ca părintele să valideze copilul, să nu confundăm rolurile și resursele. Până unde poate merge sinceritatea copilului? Până unde? De regulă, merge până în punctul în care părintele poate tolera sinceritatea și adevărul sau perspectiva copilului. Sunt părinți care au o flexibilitate mentală, au o capacitate mentală suficient de amplă încât să asculte multe dintre gândurile, frustrările, îngrijorările copiilor și sunt părinți care le interzic copiilor asta prin mesaje de genul nu e în regulă, nu e ok, nu mă mai uit la tine, nu te bag în seamă, deci depinde de capacitatea fiecăruia dintre noi. Acei copilași care întâlnesc în părinte un adult înțelegător, care nu-i judecă atât de tare, care nu-i critică de fiecare dată, care își dau seama că fiecare copil este o lucrare în desfășurare. Dacă așa vede copilașul meu lucrurile acum la 5 ani, la 12 ani, la 14 ani, adolescentul nu înseamnă că așa va gândi de aici încolo pentru totdeauna. Așa le vede acum. Dacă vreau să-i cultiv sinceritatea, este nevoie să fac spațiu viziunii și perspectivei pe care copilul are în relația cu mine. Dacă eu îl voi corecta de fiecare dată, îi voi spune că nu are dreptate, copilul se va distanța de mine. Cât de important e să fie sincer cu noi? Inclusiv iar, să ne spună lucrurile acestea. Iar depinde de valorile pe care familia mm. le are. Dacă în familia noastră o valoare este să spunem adevărul, să fim sinceri, atunci putem spune că este foarte, foarte important. Dacă în familia noastră adulții sunt obișnuiți să distorsioneze realitatea, să folosească minciuni, să nu îi prezinte copilului o parte din realitate, deși copilul ar putea să o tolereze, ar putea să o gestioneze, atunci s-ar putea ca sinceritatea să nu fie tocmai o valoare pentru familia noastră. Noastră. Un copil învață să fie sincer dacă părintele îi permite asta și dacă vede în comportamentul părintelui un model. Cum dăm răspunsurile potrivite în astfel de situații? Pentru că vine câte o dovadă din asta de sinceritate care te prinde total nepotrivit. Și în loc să ai o reacție. Decentă măcar. Uh -huh. Știi? Că noi vorbim acum despre ceea ce ar trebui să înțelegem atunci când copilul nostru uh, își manifestă nemulțumirea de vreun fel sau altul. Dar dacă nu pot să înțeleg asta, simt uh -huh. doar furie, cum fac să rămân măcar decentă și să nu spun ceva urât, să nu răspund într-un fel agresiv, să nu iasă din mine frustrarea aceea care uh, s-a adunat acolo. Auzind de atâta ori cuvinte de respingere? Înainte de toate, e important să accept că e un moment dificil. Da, acum port o conversație dificilă cu copilul. Copilul mi-a spus niște lucruri pe care probabil că niciun părinte nu ar vrea să le audă. Astfel de lucruri fac parte din. Fiecare relație părinte-copil. Deci, acesta este primul pas. Al doilea pas, Mirela, ca să pot să evit reacțiile agresive, violente și să nu pună creierul emoțional stăpânire asupra comportamentelor mele, e să o oglindesc. Hai să facem un exemplu. spunem ceva negativ. Eu nu sunt place tata... barbata. Nu-ți place barbata. Hm. Hu, Voi respira de două, trei ori pentru a mă liniști un pic, pentru a prelua controlul asupra propriilor comportamente și cel mai înțelept lucru din punctul meu de vedere al psihologului e să oglindesc Mirela, te-am auzit spunând că nu-ți place barba mea mai e ceva? Te ascult da, sunt mai multe lucruri care nu-mi plac, dar aș prefera să nu vorbim acum despre ele uh -huh. înțeleg că sunt mai multe lucruri care nu-ți plac, ai prefera să nu vorbim acum despre ele și ne întoarcem la barba mea despre care ai spus că nu-ți place are sens să nu-ți placă barba mea e ok poți să înțeleg asta și probabil că momentul în care te pup cu barba mea e o neplăcere, te deranjează, te irită, poți să înțeleg asta. Și mama spune din când în când că nu-i place barba mea pentru că atunci când îmbrățișești și o pup este iritată, deci e ok să nu-ți placă barba mea. Însă s-ar putea să fie și alte motive pentru care nu-ți place barba mea. Și atunci Mirela are posibilitatea de a spune, da, nu-mi place barba ta pentru că... Moș Crăciun n-a venit niciodată la mine. Moș Crăciun n-a venit niciodată la mine sau pentru că băiatul care îmi place foarte tare la școală nu are barbă. Are o față, are un ten foarte, foarte finut și în momentul în care se apropie de mine, simt așa că parcă aș vrea să mă apropii nu și mai mult cu fața de el și asta e experiența pe care eu mi-o doresc. Sau că nu seamănă cu tine. Exact, sau că nu seamănă cu tine. Bine, sau... acum zim tu ceva ce nu-ți place la mine. Um, uh, ia să vedem Da, e Știi, e dificil pentru că Eu am crescut într-o familie în care mi s-a spus Că nu am voie să-mi exprim eu îți dau voie, nemulțumire. exprimă-ți nemulțumirea Mirela, uh, nu-mi place la tine Mirela, nu-mi place la tine Că ești nerăbdătoare Bine, nici mie nu-mi place la tine că par disponibil tot timpul. <laughs> <laughs> Înțelegi? <laughs> Înțelegi? Da, doar că, doar că din punctul de vedere al psihologiei relațiilor reacția sau atitudinea sau răspunsul nu a fost cel care să ducă conversația la un nivel a, nu, am pozitiv. Exact, exact, exact. Pentru Bă că e... riscăm să înceapă un conflict Asta între noi, Asta o luptă. Mi Asta mi-am dorit exact. să, punem să în... vedem în... diferența. În oglindă mm -hmm. cele două reacții. Gașpar, poveste cu poveste creștem următoarea generație de oameni buni. Gașpar, ce înseamnă, de fapt, timp de calitate petrecut cu copilul și cum se realizează cea mai bună conexiune prin ora poveștii de seară probabil că pentru fiecare copil și pentru fiecare familie în parte, pentru fiecare părinte, acest timp de calitate e diferit. Cert e că ne referim la cele momente în care copilașul se simte foarte valoros, important, special, când nimic altceva nu contează atât de mult pe cât nevoia pe care o are copilașul în momentul respectiv. Nu putem avea timp de calitate 24 din 24, pentru că, evident, atenția și energia adultului se duce și în, altă, în alte direcții, însă putem avea timp de calitate atunci când îl lăsăm pe copil să stabilească regulile, atunci când ne jucăm cu el, atunci când intrăm în lumea lui, atunci când el poate fi adultul și noi intrăm în rolul copilului. Cumva să facem ceva ce știm că îi dă energie pozitivă, îi dă putere, îi dă încredere și speranță copilului. Povestea de seară, spusă de mama sau de tata, din punctul meu de vedere, este mai importantă și mai frumoasă decât orice desen animat posibil, mm -hmm. decât orice... Podcast de spus povești, decât orice invenție din lumea tehnică, în care părinții înlocuiesc timpul pe care să-l petreacă ei personal și îi dau drumul la un dispozitiv în care o voce străină îi spune copilului o poveste frumoasă, bine Sigur. interpretată, dar nu e energia mamei. Exact, exact. Nu e forța tatălui. Și nu e acea legătură specială care se creează între cel care ascultă povestea și povestitor. Și majoritatea dintre noi probabil că am crescut în familii în care altcineva spunea povestea, la radio sau, nu știu, pe un pick-up. Eu am crescut însă... ascultând poveștile de la radio, uh -huh. dar Maia a crescut cu poveștile citite și spuse de mine. Și asta e important să facem. Ne să nu repetăm ri trecutul. Ne am creat un ritual. Uh, pregăteam într-un fel seara și abia așteptam să ajungem în pat și să alegem povestea. Era Uneori, momentul vostru special. Era, până într-o zi în care uh, am adormit într-o stare de semi-veghe uh -huh. și am început să amestec povestea pe care eu o spuneam <laughs> cu gândurile mele și de atunci Maia mi-a cerut doar povești zăpăcite și așa uh -huh. s-a născut un personaj zăpă pe care eu l-am creat acum 15-17 ani, cu adulți care zăpăcesc poveștile copiilor și cu copii care corectează firul real al poveștii. Ceea ce e minunat. De la Kinder felie de lapte avem acum o ghicitoare sub formă de cântecel, iar voi, părinții, sunteți așteptați pe site-ul Kinder să completați răspunsul. Intrați pe pagina kinder.com și scrieți despre ce este vorba. Puteți câștiga unul din cele 10 vouchere săptămânale pentru cărți, fiecare în valoare de 100 de lei, pentru și mai multe povești de citit celor mici. Descoperă importanța poveștilor în educația și dezvoltarea armonioasă a personalității copilului tău. Ghicim poveștile Kinder Felie de Lapte la antrenorul părinților. Fiecare poveste dă roade în imaginația copiilor noștri și îi ajută să devină mai buni. O poveste faină, faină, cu un uriaș cu mare taină. Așa și inima generoasă Un uriaș cu haine noi ce se îmbracă în cămeșoi Și le ajută pe animale până rămâne în sandale Ce poveste minunată vreau să o citim de îndată Poți să-mi spui cum se numește, încearcă și tu Ghicește! Blând bun și curajos, eu cresc mare generos Un erou ca-n povești Haide, mami, îmi citești? Ghicește pe kinder.com Kinder va a prezentat Ghicitoarea săptămânii Poveste cu poveste crește următoarea generație de oameni buni Ghicim poveștile Kinder felie de lapte La antrenorul părinților Emisiunea cu suflet de copil care ajută părinții să crească Ne-am întors în studio, sunt alături de Gașpar Și am continuat să râdem și după pauză de exemplu pe care l-am Exercițiu pe care l-am făcut uh -huh. noi doi înainte, cei care nu l-ați prins pe canalul de YouTube unde puteți să vedeți emisiunea, vă invit să vedeți ce, ce nu ne place uh, unul altuia. Unu altuia și cum am reacționat fiecare dintre noi. Astăzi vorbim despre dreptul copilului de a-i spune părintelui că nu-l place. Chiar dacă părintele are 25 de ani sau are 50 de ani sau are 75 de ani, eu pot să-i spun mamei că nu-mi place faptul că vine la mine și deși am uscător de rufe, ea întinde sfori în curte și îmi pune hainele la uscat. Pot să-i spun mamei, cred că am uh, libertatea de a face asta, însă în funcție de vârstă, în funcție de vârsta copilului, în funcție de vârsta mea, e important să fiu atent la cuvintele pe care le folosesc. Mama are 72 și eu 50, gașpa. Okay, și okay. toată viața ei a făcut ce-a vrut. Pot să-i spun la 50 de ani că nu-mi place, că vine la mine și în loc să folosească buretele, taie un tricou și își face spălătoare? Poți să-i spui asta, doar că set ul conversației e important să fie unul diferit, și anume, atunci când ne propunem să purtăm o conversație dificilă cu părinții noștri, mai ales dacă și noi suntem adulți la rândul nostru, e foarte important să începem cu o apreciere. Mama, apreciez atât de mult că uh, depui tot acest efort pentru a veni de la DEJ la București și ești uh, foarte importantă, foarte iubită. Dar cu toate acestea e ceva ce pe mine mă frustrează, pe mine Mirela. Mă deranjează faptul că atunci când ajungi la București și spălăm rufe, hainele sunt întinse într-un mod care e diferit față de cum mi-aș dori eu să fie. Îmi asum că e problema mea, că e dificultatea mea și de asemenea de dragul de a păstra relația cu tine, pun asta în cuvinte. Doamne, Gașpar, da... Dacă eu apucam să-i spun atâta, <laughs> dar n-am puci, înțelegi? Deci cum, mama, n-am puci să ai conversația atât de lungă? De aceea e hainele important, sunt întinse. de aceea e important să începem cu apreciere. Pentru că aprecierea le ajută pe celălalt să se liniștească. Doamne, mama, apreciez enorm că ți-ai făcut cont de Facebook. Nu mai comenta! Nu mai comenta pe pagina mea! Apreciez enorm că ai cont de Facebook, mă bucur că vrei să fim în contact, însă aș aprecia dacă uh, nu ar fi comentarii. Am de câte ori poți să spui asta în un an de zile? De fiecare dată când nivelul de frustrare e de 10. Am înțeles. <laughs> Ești trea. Nu te iubesc, te urăsc, fug de acasă, o să mă omor, abia aștept să cresc și să nu mai stau cu voi, nu vreau să fiu ca tine când o să fiu mare, nu vreau să fac, fac ce spui tu, mm -hmm. nu-mi place de tine. De la copilul micuț care îți spune nu te mai iubesc atunci când nu-i satisface o poftă, până la adolescentul care îți pune în față că abia așteaptă să scape de tine, când crești un copil trebuie să fii pregătit să te simți ca un perete pe care vin și se așează, tot felul de mesaje care mai de care mai frustrante, mai neplăcute, mai îngrozitoare. Cum fac să nu-i răspund cu hashtag nici eu nu te plac pe tine, hashtag și eu abia aștept să pleci de acasă, hashtag și eu abia aștept să crești și să terminăm odată povestea asta. Cred că secretul, Mirela, e să încerc să aflu care e mesajul din spatele cuvintelor pe care copilul le folosește. Atunci când copilul folosește cuvinte atât de grele și de dureroase, e clar că el are o suferință. Și din punctul meu de vedere, mesajul pe care copilul îl transmite e mama, îmi e greu, tata, îmi e greu, am nevoie de ajutor, doar că nu știu cum să pun asta în cuvinte. Nu știu cum să mă exprim în așa fel încât tu să vezi dificultatea mea și să-mi dai o mână de ajutor. Și trebuie să recunoaștem că aceleași mesaje le folosim și la vârsta adultă în relația de cuplu. Mă enervezi, nu-mi place ce faci, tu de fiecare dată, tu întotdeauna. Ne despărțim. Ne despărțim și atunci eu, în calitate de terapeut de cuplu, ce fac cu clienții într-o astfel de situație e să-i ajut să descopere ce se află în spatele acestor cuvinte. În spatele acestor cuvinte e îmi e greu cu tine în acest moment, am nevoie să mă înțelegi, să mă iei în brațe, să mă ajut să găsim o soluție. Aceeași recomandare o am și pentru părinți. Să vedem dincolo de aceste cuvinte, să nu ne oprim la ele și să vedem oare care este dificultatea copilului. Poate nu e Mâncat, poate e supărat, poate l-a deranjat ceva la grădiniță, la școală, poate, nu știu, e ceva ce îl doare foarte tare și nu poate pune asta în cuvinte și atunci are nevoie de ajutorul meu. Deci nu mă opresc acolo la faptul că nu mă iubește, că mă respinge, ci din contră. Cred că momentul în care copilașii se implică în astfel de comportamente au cea mai mare nevoie de atenție și o prezență conștientă din partea noastră, ceea ce nu e ușor. Probabil că părinții care ne ascultă acum vor spune da, e ușor de pus asta în cuvinte, e ușor de zis exact, dar e greu de făcut? E greu de făcut. Nimeni nu minimalizează asta, însă totul e o practică și un exercițiu. Nu a fost ușor nici în momentul în care noi am început să mergem de-a și să ne ridicăm în picioare ca să ne păstrăm echilibru. Cu toate astea am exersat până în momentul în care ne-a ieșit. La fel, la fel e important de făcut și în acest moment. Uite, mi amintesc că era o perioadă în care Maia era destul de mică Avea 3-4 ani Și eu rămăsesem cu multe kilograme după naștere Aveam vreo 95 Și mă îmbrăcam cu niște haine foarte largi și foarte lungi Să acopăr cât mai mult Nu mai aveam chef nici să mă îngrijesc Nu puneam pe mine nici măcar un ruj Îmi luam niște genți cât mai mari ca să pot să car Niște pantofi cât mai comozi Și mergeam cu ea de mână într-o zi prin București și a spus la un moment dat ce mămică frumoasă are copilul acela. Uh -huh. Și cum m-am uitat, era un copil cu o doamnă impecabilă, îngrijită, nu era o frumusețe extravagantă. Era o femeie foarte îngrijită și țin minte că pentru mine a fost o lovitură imensă uh -huh. pentru că m-am văzut în prima vitrină și arătam are mama o expresie, trocioșe, uh -huh. <laughs> fix, neîngri nu, neîngrijită, nu dădusem nicio importanță, pentru că aveam o scuză, eu trebuie să mă ocup de copil, copilul meu este important, ei cumpăram cele mai frumoase hăinuțe, o îmbrăcam cel mai frumos, o aranjam cel mai frumos când ieșeam din casă, dar nicio clipă nu mi-ar fi trecut prin cap că ea se uită la mine cum arăt. Uh -huh. Și că ei s-ar putea să nu-i placă. Și probabil că a fost un moment foarte dificil. Foarte dificil, după care eu am început să devin atentă la aspectul meu și să nu mai folosesc ca scuză divorțul de taică-so, lipsa jobului creșterea ei singură lipsa banilor pentru chirie și a tuturor motivelor pe care eu le aveam ca să n-am chef mm -hmm. să mă ocup de mine. Deci pe de o parte a fost un moment dificil din punct de vedere emoțional pe de altă parte a fost un moment care a produs o schimbare, a declanșat o schimbare te-a ajutat să te uiți la realitate și dintr-o altă perspectivă și cred că atunci când ne întâlnim cu astfel de trăiri, cu astfel de experiențe e important să ne întrebăm care e nevoia mea? Nevoia mea e să fiu o mamă foarte frumoasă sau nevoia mea e să fiu o mamă implicată, dăruită care probabil că de o bună perioadă de timp nu face altceva decât să fie un acrobat care încearcă să păstreze un minim de echilibru. Și care, Ce a fost... și care e nevoia copilului, Gașpar? Nevoia copilului nu cred că e neapărat aceea de a avea o mamă frumoasă. Nevoia copilului este aceea de a avea o mamă care să-i fie alături, care să-l înțeleagă, care să-l susțină și da, pe măsură ce copilul crește și devine din ce în ce mai independent, mama își poate duce atenția și energia către propria persoană. Însă în primii doi anișori de viață te asigur că niciun copil nu-și dorește o mamă frumoasă. Nici în primii patru, nici în primii cinci, chiar dacă copilul vede diferența dintre mama lui și alte mame. O replică probabil pe care unii părinți ar putea să o aibă în astfel de situații, da, eu mamă foarte frumoasă și eu am un copil foarte frumos. OK. Atenția mea, energia mea s-a dus către tine, nu către mine, însă din acest punct pot să fac niște schimbări. Din acest moment pot să diversific un pic uh, repertoriul meu de roluri și de comportamente. Și dacă transformă asta în uh, ideea de a mă fi sacrificat pentru tine, și pun în cărca ta faptul că eu n-am avut grijă de mine, eu nu mi-am trăit bucuria feminității în anii tăi de copilărie, pentru că eu ți-am oferit ție timpul meu, energia mea, banii mei, dispoziția mea și tu nu te ridici la nivelul așteptărilor mele. Asta arată doar că eu, în calitate de adult, în calitate de părinte, am reacționat la ceea ce a spus copilul și am intrat în defensivă. Am început să mă apăr. În momentul în care încep acest șlagăr al uh, sacrificiului de sine, al victimizării, al faptului că ești un nerecunoscător și așa mai departe, nu mai sunt acolo în momentul prezent, ci m-a furat trecutul. Devin un copil care nu știe cum anume să gestioneze situația și ok, se întâmplă. După ce am redevenit adult, e foarte important să repar să mi-asum că da, am exagerat, m-au durut cuvintele pe care le-am auzit de la tine, probabil că uh, atitudinea, atitudinea mea nu a fost tocmai cea mai inteligentă din punct de vedere relațional, cea mai potrivită, hai să reparăm, hai să vedem ce putem învăța din această experiență amândoi. E foarte important să reparăm cât de repede, o, e, e esențial. orice greșeală. Este esențial. La baza relațiilor sănătoase nu se află lipsa de greșeală, ci disponibilitatea de a repara. Și e foarte important de știut că psihologia relațiilor ne spune următoarea formulă ai greșit odată, urmează 5 comportamente pozitive. Deci raportul dintre greșeală și atitudinea pozitivă este de 1 la 5. E nevoie de minim 5 gesturi, atitudini, comportamente pozitive pentru a repara cu adevărat greșeala creată. Asta e valabil și în cazul relației angajat sub altă. <laughs> Absolut, în toate relațiile. Și în, în cuplu? <laughs> și în cuplu, da. 1 la 5? Da, da. Așa da. de scumpă e o greșeală? Exact, exact. Dar ce mă fac Gașpar? Când eu? Nu dorm, râde, râde Gașpar pentru că știe ce urmează. Deci eu nu dorm nopțile, muncesc, mă sac Mă sacrific, nu-mi place această expresie. Dar-ți vine totuși atât de natural, Mirela. Dar m auzit-o atât de des, crede-mă. Deci mi-a spus-o mamă atât de mult încât o să facem o ediție despre asta. Mesaj auzite de la mame. Despre sacrificiu. Despre sacrificiu. Despre am sacrificiu, despre mamele noastre care ne-au predat această idee de a ne sacrifica mm -hmm. pe altarul uh, parentingului, parentingului. Noi Părinții de orice fel. Da. Suntem la momentul în care le dăm voie copiilor să ne spună că nu ne plac atunci când nu ne plac. Dar ce ne facem noi când copilul acela minunat și drăguț, pentru care noi avem toată disponibilitatea și dragostea, ne spune nouă că nu ne. spune că nu-i place de mine, dar îl place pe Taicăso, care e. Perfecțiunea întruchipată, uh -huh. deși el nu e prezent, deși el nu se implică, deși uh -huh. el este poate doar cel care acoperă zona de divertisment din viața uh -huh. copilului, știi? Frustrarea părintelui care trebuie da. să impună reguli atunci când are în relație sau în afara relației, uh -huh. pe celălalt părinte îl are uh, liber la distracție respirăm. Cred că într-un astfel de moment, primul pas și cel mai important e să luăm o gură de apă, exact cum faci tu acum, să inspirăm pe nas, să ducem aerul până în abdomen și să ne dăm seama că iar în spatele acestui mesaj e un strigă de ajutor și probabil că e o perspectivă pe care copilul nu o vede așa cum o văd eu. E ușor să-mi imaginez un tată perfect, un bunic perfect, un adult perfect atâta vreme cât nu trăiesc alături de el și în imaginația mea acel om mi-ar îndeplini toate nevoile și toate dorințele. Însă mama care aude acest mesaj din partea copilului știe că acest copilaș vede lucrurile dintr-o altă perspectivă și nu se ridică la nivelul, nu știu, nivelului de adult, la, la împragul nivelului de adult. Deci, cumva, accept că, da, în acest moment copilului este greu cu mine și își imaginează că, dacă ar fi cu lui, ar fi mult mai simplu și mult mai ușor, iar adultul din mine știe că s-ar putea ca aceste lucruri să nu stea chiar așa. Atunci când copiii nu se simt în siguranță, ei atacă, critică, învinuiesc, arată cu degetul. Acestea sunt strigăte de ajutor, Mirela. Mama nu ești bună, tata e mult mai bun, e un mesaj care în urechile părintelui este bine să fie decodificat cu următoarele cuvinte, celui mic îi este greu și nu știe cum să spună asta. E o altă temă pe care va trebui să o dezbatem într-o emisiune întreagă. Rămânem la ideea de a avea curajul să spunem Că nu ne place mm -hmm. cineva atunci când Și ne place. Și de a normaliza asta, că e ok, e în regulă, nu e o catastrofă, nu e o traumă. Mama a fost autoritară toată viața. Capitanul, colonelul, așa. Poreclele astea îi le pusese tata și încă mai crede că ea conduce o unitatea militară retegan, <laughs> chiar dacă nu are niciun soldat prin cazarmă, toți au fost uh, scoși în rezervă. Reușește cu greu să accepte că a fost pensionată din funcția asta și încă mă lupt cu ea pe toate fronturile, uh, dar o surprind uh, săpând în tranșee. Mm -hmm. Cât de mult m-ar fi ajutat pe mine, copil fiind, să... Pot să-i spun mamei atunci când nu-mi plăceau acțiunile ei? Poate că foarte mult. Poate că atunci când îndrăznim să purtăm conversații dificile, putem păstra mai ușor conexiunea dintre noi și ceilalți. Poate că fetița Mirela ar fi avut un model mai ușor de, de însușit la vârsta adultă. Pentru că atunci când îi transmit cuiva că nu-mi place ceva, mai ales dacă sunt copil, Mesajul sau ideea cu care eu rămân e că nimeni nu trebuie să fie perfect și ok. Să, să se întâmple asta. Și la vârsta adultă, când mie o să-mi spune cineva că nu-mi place mama, tata, comportamentul în care te-ai implicat, nu voi lua așa foarte personal, nu va fi ca un pumn în piept, pentru că îmi dau seama că e ceva ce mi s-a întâmplat și mie, e ceva ce am spus și eu, e ceva ce face parte din experiența mea de viață. E un pic complicat pentru părinții zilelor noastre să audă aceste cuvinte din gura copilului, pentru că ei nu și-au permis să facă asta probabil niciodată în propria copilărie. Și e greu, e dificil. Ajută la de... ceva să facem asta acum? Ajută la ceva să facem asta acum fie faptic, și anume să le spunem părinților noștri, însă începem cu apreciere, cât de mult îi apreciem și după aceea le spunem ce ne frustrează, ce ne deranjează pe noi, însă putem face asta, Mirela, și în imaginar. Fără să vorbesc uh, fizic, direct cu mama sau cu tata, poate că nu-mi permit, poate că nu mai trăiesc cum e și în cazul nostru apropo de tați, însă pot face asta în imaginar. Și aici psihologia ne spune că al nostru creier uman nu face diferența între realitate și imaginație. Deci e la fel de benefic, la fel de sănătos, adică la fel eu de poate în eliberator. Mea și în inima mea să am ce relație vreau eu cu mama, uh -huh. fără ca ea să fie obligată să participe fizic la această relație? De foarte multe ori percepția pe care noi o avem asupra celor din jur influențează relația cu cei din jur mai mult decât am crede. Deci dacă eu reușesc în mintea să mea... Să ducem percepția asta... Exact. Dacă reușesc să transform imaginea unui părinte dur, autoritar, negativ, în imaginea unui părinte care se schimbă și care se transformă, s-ar putea ca după 10, 20, 30, 40 de ani să pot să ajung la acea relație care mi-a lipsit întotdeauna în copilărie. Și îi sunăm mai rar ca să nu ne lovim de realitate și trăim acolo în imaginația noastră cât, cât de mult putem. Am sentimentul că părinții noștri au fost mai mult autoritari, spre uh -huh. deosebire de noi, părinții de astăzi care suntem mai mult permisivi. Cum stă sub același și autoritatea și permisivitatea? Psihologia ne spune că atunci când vine vorba de schimbare, ne ducem dintr-o extremă în cealaltă. Noi am crescut în perioade în care nimic nu era permis copilului și totul depindea de adult, toate regulile erau stabilite de către adulții din jur, iar acum ne-am dus în cealaltă extremă în care ne imaginăm că ar trebui să dicteze copilul ce e important, ce contează și așa mai departe. În prima variantă, probabil că părinții și-au -au sacrificat copiii. Iar acum acești copii au ajuns la vârsta adultă și se sacrifică în continuare tot ei pe ei, sperând că astfel copilul din ei se va simți mult mai bine. Însă e o extremă care nu-l ajută nici pe copil, nici pe mine ca părinte, nici familia din care facem parte. Cred că e nevoie de flexibilitate. E nevoie să punem limite, e nevoie să protejăm copiii, așa cum este foarte important să ne jucăm cu ei, să fie energie pozitivă, să fie distracție, cumva să nu-i creștem în puf. Pentru că reziliența este una dintre trăsăturile psihologice cele mai importante și reziliența se referă la capacitatea mea de a-mi reveni după o perioadă dificilă. Cu cât învăț mai repede în viață să-mi exersez, să-mi cultiv această capacitate, cu atât mai mult voi fi ferit și protejat în adolescență, de exemplu, de pericolele din exterior și la vârsta adultă de toate dificultățile care sunt inerente vieții. Deci e important să fie un training în care părintele să nu supra protejeze copilul, să nici nu-l abuzeze, sigur că nu despre asta vorbim. Iar pentru noi copiii mari să nu supraprotejăm părinții, așa că o să te rog să-mi spui un lucru care nu-ți place la mama ta. Oh, știi că mi-e greu cu, cu genul ăsta de, de întrebări, însă unde mi-e greu cu mama și în prezent și asta încerc să-i spun cât de inteligent relațional se poate, dar nu-mi iese de fiecare dată. Punându-i ceva apreciativ înainte. Exact, exact, ai învățat foarte bine. Uh, mi-e greu, sunt foarte frustrat atunci când mama mi adresează multe întrebări pe minut. Ce ai făcut, unde ai fost, cu cine ai fost, ce s-a întâmplat și ce celălalt ce a făcut, ce a da zis. Da, aia mă iubești, Gaș, parcă eu sunt ca mai ta. <laughs> <laughs> serios, uite, am Ai descoperit legat foarte frumos lucrurile da? Deci serios da. <laughs> Tu te uiți la mine și o vezi pe mama ta are sens. Nu e primul bărbat. Nu ești primul bărbat din viață. Deci te deranjează când vine cu avalanșa exact, de întrebări. Exact, foarte, foarte multe întrebări și mi se pare că nu are și i Și spus, mama, nu-mi place asta. Mm -hmm. tine. da, da, da. I-am spus, știi, mă deranjează că sunt atât de multe întrebări și ea se străduiește, draga de ea, să renunțe la ele. Însă atunci când e foarte entuziasmată de faptul că îi povestești va începe din nou cu întrebările. Și știu că e un proces care durează mult mai mult decât mi-ar fi mie confortabil, da? E parte Hai piacă. să fie asta întrebarea de pe Facebook. Okay. Zina, un lucru care nu-ți place la părinții tăi, la unul dintre părinții tăi, și le dăruim ca de obicei cărțile noastre uh -huh. la sfârșitul emisiunii. Mulțumesc mult, Gașpar! Mulțumesc și eu, Mirela, a fost o plăcere. Îi rog pe ascultători să nu uite că pe 12 octombrie, de ziua Zurli purtăm o eșarfă în semn de solidaritate cu copiii bolnavi de cancer și uh, punem o poză și un mesaj pentru ei pe Facebook. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți! Completați răspunsul la ghicitoarea cântecel pe pagina kinder.com. Aveți șansa să câștigați unul dintre cele 10 vouchere săptămânale pentru cărți, fiecare în valoare de 100 de lei. Pe pagina campaniei kinder.com descoperiți și alte moduri prin care puteți să câștigați premii de poveste. Mirela Retecan și Cașpar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM